Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pe Trump. Nu, a fost... E o procedură, nu e... E o procedură. Nu durează, durează, dar n-a fost, că se zice că primul președinte nu știu ce chestii. Păi nu e primul? Care... Nu, a mai fost unul. A mai fost... Ulysses, în 1872, Ulysses Grant. Prea de mult. A fost reținut, l-a luat rutiera pentru viteză, cum ar veni, în 1872, făcea curse ilegale cu trăsura. Ce tare. Era bombardier? Doamne, era nume, da. A fost general, adică omul serios, în războiul civil. Ai zis Ulysses sau Moise? Ulysses, măi, bombardierul. Întâmplarea a apărut în presă abia în 1908. Deci asta s-a întâmplat în 1872. Da. În 1908 s-a publicat și a fost confirmat de poliția din capitala Statelor Unite abia 100 de ani mai târziu. O secretizat. O mușamalizare ca lume. Le-a fost frică să zică ceva. Generalul Grant a fost președintele Statelor Unite între 1869-1877, era șeful statului american, deci a fost arestat în 1872 pentru exces de viteză pe o stradă din Washington, unde conducea personal o trăsură cu doi cai. Era și pe linia de tramvai? N-aveau tramvai acolo, dar îți dai seama. Și era a doua oară în două zile când același polițist îl oprea pe președinte. Bă, vedeți, istoria se repetă. Prima incredibil. Dată ofițerul i-a dat un avertisment. Deci era și recidivist. Cum ar veni? A doua oară n-am mai avut ce să fac, avea cameră pe el și... Da. Șeful, hai să ne înțelegem. Ce nu faci, boss? Poate, șeful, că sunt cu boss-ul aici, nu merge. Președintele Grant și câțiva dintre prietenii lui, cu care se pare că organizase o cursă. Da, mă, e... Iată, frate. Au fost duși la o secție de poliție. Și au fost nevoiți să depună $20 cauțiune, o sumă echivalentă cu aproximativ 500. Președintele, spune presa de atunci, avea privirea unui școlar care a fost prins într-un act vinovat de către profesorul său. Și zice că a fost binevoitor în legătură cu arestarea, potrivit relatării din ziarul Sunday Star în 1908. Spre deosebire de șmecherii, maherii și politicienii noștri, care atunci când sunt trași pe dreapta de către un polițist, fac scandalul de pe lume, îi dau pumn, îl scuipă, îl înjură, nu știu ce. Uite, domnule. Uh-huh. Plus, pe de altă parte, bă, ce tare, deci americanii își rețineau președinții și îi duceau la secție. Înțelegi? În 1872 și ăștia se conformau, pentru că asta este legea. Deci super lecție, super lecție. Îți dai seama că dacă s-ar întâmpla asta la noi în ziua de astăzi, cât de greu ar ajunge la secție? Da. Fostul general, deci Ulysses, i-a spus polițistului că nu va avea probleme pentru că a făcut arestarea, deoarece admira un om care își face datoria. Da, mă, asta e o cardeală clasică. Și pe la noi mai actuat. Domnul ofițer, bravo, ce bine că m-ați amendat. Vă admir. Da, te sun eu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.